Vă spun și eu bună seara și sărbători fericite tuturor! Ne bucurăm să fim și noi la acest eveniment al orașului Curtici și pentru că ne aducem aminte într-o astfel de seară de ostia care a răsărit undeva în est, în răsărit și a condus niște oameni înțelepți mii de kilometri pe drumuri grele și vânate de barbari până când au ajuns aproape la Ierusalim ca să găsească după dorința lor pe Cel căruia vreau să se închine, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care tocmai se născuse. Ei au zărit această stea și s-au lăsat conduși de ea. Și frumos ar fi să vedem și noi o astfel de stea astăzi, nu-i așa? Dacă veți ieși afară, nici nu știu exact cum e cerul, înstelat sau senin, dar cu siguranță pot să vă certific ceva, și anume că o stea tot este. Și ostia Dumnezeu a lăsat și pentru mine și pentru voi ca să vă călăuzească și să ne călăuzească drumul în această viață. Dați-mi voie să vă arat această stea. Este cuvântul lui Dumnezeu, Biblie. Este steaua călăuzitoare pentru fiecare inimă, care ne aduce din depărtarea noastră de Dumnezeu aproape și să îngenunchem, să ne așezăm înaintea Celui care este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul omului. De aceea, dragul meu, dacă de aceste sărbători vrei să te lași călăuzit și vrei să ajungi să te închini adevăratului sărbătorit, lasă-te călăuzit de această stea, de cuvântul lui Dumnezeu care luminează pe orice om venind în lume. Iisus Hristos, dragii mei, este darul cel mai mare, este cadoul pentru fiecare dintre noi. Și de aceea cântăm, pentru că avem bucuria prezenței Lui, pentru că ne-am închinat Lui și alături de noi. Vă invităm pe toți să ne lăsăm călăuziți de steaua Scripturii, de cuvântul lui Dumnezeu, până ajungem la iestea Mântuitorului, unde să ne închinăm, să ne aducem inimile ca dar și să trăim viața împreună cu El. Sărbători fericite și Dumnezeu să vă binecuvinteze ascultând și aceste frumoase colinde. Maria a zis: Sufletul meu preamărește pe Domnul și mi-e plină inima de bucurie, căci Dumnezeu este Mântuitorul meu. El a privit la starea smerită a roabei sale. De acum înainte toți oamenii mă vor numi fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri minunate pentru mine. Numele Lui este Sfânt. El are milă față de oamenii care se tem de El, generație după generație.